Bine v-am regăsit, dragii mei! Suntem live aici la Ziarul de Sănătate, așa cum am anunțat. Astăzi discutăm despre înțăpăturile de insecte acum vara și alături de noi se află doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar, parazitologie și boli tropicale. Bine ai revenit, Carmen! Mă bucur și eu să vă regăsesc! Și abia aștept să ne spui ce e de făcut, astfel încât, micile incidente, diverse înțepături, mușcături de insecte, să nu ne strice nici serile frumoase de vară, nici vacanța. Și exact, sunt tot felul de insecte, astea acum sunt de sezon, țânțari, căpușe, chiar și păianjen, le luăm pe toate. Cât putem. Ideea e că vreau să ne dai sfaturi, Carmen, ce facem, cum putem preveni, cum îi putem feri pe copii, pe noi, dacă n-am reușit să ne ferim, ce e de făcut, și le luăm încet, încet. Cu ce începem? Cu țânțarii, nu? Cu ce vrei. Țânțarii, că sunt acum vara. De sezon. De sezon, da. Da. Deci sunt diverse specii de țânțari, responsabile fiecare dintre ele pentru transmiterea diverselor maladii. Sigur că cea mai frecventă infecție transmisă de țânțari este malaria. Din fericire, nu e cazul în țării noastre. Am avut cândva malarie în Delta, dar nu mai există, a fost eradicată de mult. Pentru asta este țânțarul anofel vinovat, dar sunt alți țânțari, cum este de exemplu un țânțar din genul Culex, care înțeapă și omul și animalele, câinele, și transmite o boală care se numește dirofilaria. După un an jumate de la momentul înțepăturii, în corpul nostru se dezvoltă o larvă, pentru că omul nu este gazda potrivită ca parazitul să-și închidă întregul ciclu biologic. Deci parazitul rămâne imatur în corpul nostru și migrează prin diverse țesuturi. Și poate să ajungă în ochi, să migreze pe sub piele, odată îl vezi migrând printr-o parte, pe urmă prin altă parte, uneori se încolăcește și dă niște noduli cutanați pe care îi confunzi foarte ușor cu un lipom, dar dacă faci o ecografie poți să vezi că și mișcă filaria acolo. Și din păcate pentru asta nu există decât două mijloace: să te ferești de înțepătura de țânțari și, dacă ai dezvoltat filaria, să o extragi chirurgical, pentru că tratamentul antiparazitar nu prea funcționează. Iar la câine, unde boala este mult mai severă și parazitul își definește ciclu biologic și devine adult, el se cantonează în cord. Și practic cavitățile inimii sunt pline cu astfel de parazit și de aceea ei fac insuficiență cardiacă și mor. O boală foarte severă. Iată, nici nu ne gândeam că poate fi atât de grav. Eu mă gândeam să te întreb ce se întâmplă cu țânțarii, că ai văzut acum, dacă te mușcă un țânțar și ai început să te scarpini un pic, se face tita mai umflătura, devine tot mai mare, tot mai roșu, senzația de mâncărime. Parcă înainte nu se întâmpla chiar așa. Țânțarii sunt mai mari. Nu știu, s-au adaptat. Pe de o parte depinde de specia de țânțar, exact. Pe de o parte depinde de organismul nostru, pentru că un organism atopic cu o sensibilitate, cu o reactivitate mai specială, întotdeauna va reacționa mai brutal la înțepătura de țânțar. Tot ei sunt responsabili și de transmiterea unei boli febrile West Nile, care iarăși în sezonul cald și la noi în general nu era neapărat, nu era o zonă endemică. La vremea când Victor Babeș a descris pentru prima dată dirofilaria, la noi nici nu prea erau cazuri de dirofilarie. Da. Bun. Uitați, dragile mele, dragii mei, că așteptăm întrebările voastre. Cred că aveți tot felul de întrebări pentru invitata noastră de astăzi, doamna conferențiar dr. Carmen Crețu, medic primar parazitologie și boli tropicale. Mai auzeam în ultima vreme de țânțarul tigru. Da, și el intră în discuție. De unde vine și el? Și de unde el intră în discuție în ultima vreme? Păi el vine odată cu schimbările climatice, da? Deci s-a extins banda, să zicem, de climă caldă, da? Și atunci el ajunge și în zone care înainte erau nepopulate, nu erau de acest accesibile, țânțar, ca să zicem așa, nu? Bine, la noi s-a schimbat și clima, adică nu pot să spui că mai avem climă temperată, nu știu, parcă ai fi la tropice, când foarte cald și umezeala aceea crescută, când s-a strânit furtuna,
Da. Așa este. Și atunci asigur că și aceste insecte își caută și ele. Da, trebuie să se adapteze ca să supraviețuiască specia. Și de aceea sunt o mulțime de neplăceri pe care le aduc, dar în primul rând ceea ce se întâmplă local, reacția locală este cea care deranjează cel mai mult și în special copiii și în special persoanele atopice, alergice. De aceea e foarte important când ieșim în natură. Asta vreau să te întreb. Folosim ce repelentele. Facem astfel încât să ne ferim de înțepăturile de țânțar, că despre țânțar vorbim. Deci există niște repelente în comerț care se dau pe îmbrăcăminte și astea sunt ideale. Pe îmbrăcăminte? Nu, da. Adică și au o remanență de 2-3 zile, dai cu spray pe pantalon, pe cămașă și atunci orice vector, să zicem, nu se mai apropie și nu mai înțeapă și nu mai poate senzațional și sunt produse pe care nu le dai direct pe piele, nu le dai pe haine. Deci este ideal, din păcate la noi nu prea se găsesc aceste produse, dar cei care circulă și în alte părți e bine să se aprovizioneze. Vis-a-vis de repelentele care se găsesc și la noi, sunt unele dedicate, să spunem, țânțarilor, altele sunt mixte, care merg și pentru țânțari și pentru căpușe și pentru mai multe insecte. Este important să fie acoperită întreaga suprafață liberă a pielii, unde aceste insecte pot să înțepe, dar trebuie mare atenție să nu ajungă spray-ul la nivelul ochilor, la nivelul căilor respiratorii și de aceea copiii niciodată nu sunt lăsați să le folosească singur. Adică singur. Părinții să le sunt cei care trebuie să le aplice. Astfel încât să nu le inhalăm, da? Mare atenție, cu simț de răspundere și nici să nu ajungă la, uite, dau niște iritații și niște conjunctivite din astea alergice foarte urâte. De aceea, pentru copii, producătorii au inventat și niște creme care sunt mult mai bune decât spray-urile. Din păcate, iarăși, cu posibilități limitate de a le găsi la noi, însă atunci când le găsim este bine să le procurăm, fiindcă sunt mult mai sigure decât spray-ul care... Deci nu din punct de vedere al protecției față de înțepătură, ci ca mod a de efectelor aplica... adverse, exact, să spunem. Da. Bun, și am mai aflat eu, Carmen, și mi se par ingenioase, foarte, foarte interesante și extrem de utile, sunt niște brățărele pentru copii în care aplici o pastiluță și care emană un anumit, sunt cu pastile cu levățică, lămâie, adică lămâie. Ele nu sunt așa bune, deci așa de eficiente, sunt mai mult decât nimic, categoric, dar nu sunt așa eficiente ca repelentele pe care le-am folosit și care sunt dedicate, derivați de permetrină sau DDT. Am înțeles. Știu de la mămici care le-au folosit și mi le-au recomandat, că mă interesau. Da, sunt, da. Și astea, deci chiar sunt. Se găsesc în comerț. Și sunt ușor de aplicat. Adică și sunt mai bune decât nimic. Le-ai pus imediat la mânuța copilului și pot fi, iată, pot reprezenta și o soluție. Țânțarul este atras și de pH-ul de la suprafața pielii, de structura pielii, de cât transpiră fiecare. Sau crema, exact, pe care o folosești. Și, de exemplu, pe vremuri când nu erau atâtea repelente, se folosea și funcționa și încă mai funcționează aplicarea unei fiole de vitamina B. Vitamina B? B-urile au, toată lumea știe, au un miros neplăcut. Un total neplăcut. Da, și, da, fug și insectele, fără a le folosi și pe cale injectivă. Se pot folosi în acest scop dacă nu avem altceva, da. Și ne ducem, de exemplu, în Delta, că nu o să compromitem o vacanță în Delta, unde sunt atâtea locuri frumoase de văzut, de teama țânțarilor. Bun, sunt foarte mulți care ne urmăresc și mă bucur că se întâmplă așa. Iată, ne scrie Adina Zoab și te salutăm. Adina, că ești mereu prezent alături de noi. Interesantă emisiunea și de sezon. Felicitări pentru subiectul ales. Mulțumim, Adina. Și Adina adaugă, încercăm să ne ferim cu plasele contra insectelor. Asta când ești acasă, mai greu în mijlocul naturii. Ce-i drept. Da. Iată, Alina Grozea Moga ne spune că și uleiurile esențiale, sau te întreabă, Carmen, dacă uleiurile esențiale aplicate pe piele țin la distanță insectele. Parțial. Deci, și depinde acum că dacă îi place mirosul. Poți să aibă oarecare acțiune, dar de departe, cele mai cu un grad de protecție mai ridicat sunt repelentele
deci produsele comerciale. Special create special pentru așa dedicate, ceva. O da. Salutăm și pe Doina, te salutăm și te îmbrățișăm cu drag de aici din București. Felicitări pentru o emisiune atât de interesantă. Îți mulțumim, Doina. Așteptăm în continuare mesajele voastre, să ne fiți alături astfel încât să aflăm sfaturi utile, practice de la doamna conferențiar Carmen Crețu, medic primar, parazitologie și boli tropicale. Sfaturi care să ne ajute să avem zile frumoase de vară, zile frumoase de vacanță. Bun, ne-am lămurit cu țânțarii. De căpușe am scăpat? Încă e, mai este sezonul lor? Oarecum. Deci suntem în perioada călduroasă în care ele sunt mai puțin active. De obicei, căpușele au două perioade, două picuri, să spunem, în care sunt mai active și înțeapă. Primăvara, când este multă umezeală și în special în locurile umbroase, deci lunile aprilie, mai, iunie, pe urmă iulie, august, când e mai cald, sunt și ele mai potolite. Mai și cald, acum au fost furtunile astea și ploile prin toată țara? În septembrie, octombrie, chiar până în noiembrie. Problema este că și ele, ca și țânțarii, s-au adaptat la noile condiții de climă și atunci pot să înțepe tot timpul și pot să spun că în fiecare săptămână vin mai multe cazuri și la camerele de gardă, pe la spitalele de infecțioase, și pe la pediatrie, și pe la chirurgie, și pe la diverse cabinete particulare, și se extrag aceste căpușe. Dar sigur că unele vedem sunt și infectate, căpușelor. Unele nu sunt infectate. Stai puțin, Carmen, și discutăm imediat, că este foarte important să știm ce facem când ne înțeapă căpușa. Dar există tot așa creme, spray-uri care să țină căpușele la... Sunt unele care sunt mixte și care protejează și pentru căpușe și pentru țânțari. Sunt altele dedicate căpușelor. E bine atunci când ieșim la iarbă verde să le folosim și la fel și este când, bine mai ales când avem de gând să ne tăvălim prin iarbă, cum fac copiii. Copiii, asta este plăcerea lor. Și de aceea se și recomandă pledul pe care stăm să aibă o culoare deschisă și hăinuțele copilului, șosetuțele, hăinuțele să fie de culoare deschisă, tocmai pentru ca să le vezi. Depistăm. Iar acasă, odată ajungi la duș, pentru că știu că am mai făcut emisiuni da. Și am vorbit despre căpușa, la duș, spălați din cap până în picioare și verificați, pentru că ele au abilitatea aceasta de a se ascunde în tot felul de locuri unde nu te-ai gândit, în pliurile de la și mâini, de picioare, și după urechi. Și capului pe după ureche. Exact. Da. Bun. Și dacă descoperi, ce faci? Că spuneai deci, să mergem dacă cu ea la laborator. Dacă descoperi, faci analiza dacă ai posibilitatea să recuperezi căpușa și să o duci la un laborator pentru analiză și știi precis dacă ea a fost sau nu infectată. Dacă nu, se recomandă câteva zile de profilaxie cu un antibiotic, amoxicilină, doxiciclină și chiar dacă ceva s-a transmis, lucrurile sunt sub control, să spunem. Și după aia, după o lună, o lună și jumătate, poți să faci analiza și să vezi dacă acea căpușă a fost infectată, dacă ai dezvoltat sau nu anticorpii, dar în orice caz, luând antibiotic, deja semnele clinice ale bolii sunt amputate, deci nu mai vorbim de boala Lyme cu toate complicațiile pe care ea le dă și despre care și lumea care se sperie când vede, mă rog, și citește ce citește pe internet. Deci, da. Bun, dar ca să ajungi profilaxia este esențială. Să analizezi la laborator căpușa, trebuie să știi cum să o scoți și poate că ar fi util să ne spui, fie mergem și apelăm la un la serviciu de specialitate dacă suntem în apropierea a mai făcut chestia asta, sau... dacă nu, pur și simplu ținem cont de faptul că ea cu gheruțele pe care le are și cu palpii aceia se fixează în tegument și atunci noi băgăm un vârf de ac, un vârf de forfecuță ceva sub abdomenul căpușei și încercăm să o întoarcem cu burta în sus și cu spatele pe piele și atunci chelicerele astea piciorușele astea se îndreaptă și ea se poate extrage ușor fără să se rupă, că asta este ideea, să nu rămână nimic, mai ales din extremitatea anterioară a ei, la nivelul pielii. Dar știi pielii. Că sunt tot felul de mituri, că dacă te apropii cu flacăra, dacă o bagi în apă, dacă... Aia cu flacăra funcționează, dar e cam brutală. Există și mijloace mai puțin invazive, să spunem, dar pur și simplu extragerea manuală corectă este
Și plus că spuneai în alte emisiuni că există riscul ca în momentul în care încercăm să o scufundăm în apă sau cu tot felul de atunci alte metode, ea să regurgiteze. Pentru că nu mai are oxigen să respire și atunci ea regurgitează. Și la fel dacă punem tot felul de uleiuri pe deasupra încercând să o sufocăm, ea atunci din lipsă de oxigen poate să regurgiteze și în cazul în care este infectată poate să transmită ceva. Boala. De aceea... Iar dacă nu este infectată, nu transmite nimic. Nu. Dar totuși în ultimii ani se pare că a crescut numărul celor infectate. S-a identificat o proporție mai mare a căpușelor care sunt infectate. Și dacă nu mă înșel, la ultima filmare pe care am făcut-o noi împreună când am venit la laborator și am avut ocazia chiar la jumătate tine să văd, din jumătate au din ele erau infectate. Da. Chiar pentru cei care vor să te găsească la laborator, la cabinet, poți să dai cabinetul, adresa. Sigur că da, Ecopara Diagnostic, strada Dimitrie Onciu, numărul 14, în apropierea foișorului de foc. Bun, eu acolo am avut ocazia să filmez căpușe, să le studiez și eu la microscop, să le văd cum arată. Nu cunoștință cu ele. Sunt atât de mici, de fapt, că te și întreb, ele în momentul în care suc sânge, atunci se umflă. Poate devin ceva își mai vizibile, dar altfel... de 3-4 ori își măresc. Sunt destul de mici, așa că mare grijă cum vă feriți. Și ele pot să fie infectate și în stadiu de nimfă și în stadiu adult. Acum adulții sunt un pic mai mari, dar nimfele chiar sunt foarte mici. Uite, chiar te întreba cineva unde se fac analize ale căpușelor în București, un laborator. Deci la Ecopara Diagnostic, acolo este de găsit și doamna conferențiar Carmen Crețu. Dacă dați pe Google numele invitatei noastre de astăzi, cu siguranță. Și ea se poate păstra căpușa o perioadă de timp într-o cutiuță, într-un recipient, o cutiuță de medicamente, așa, ceva, și se poate să ajungă la laborator și peste o săptămână, am avut pacienți din țară care le-au trimis cu curierul. Nu trebuie neapărat să vii în secunda. Adică nu trebuie doi. Să fie vie, primul să trăiască. Gest, da. Și primul gest este de a o scoate, de a lua antibioticul și după aceea, dacă poți să-i faci analiza, sigur iei mai puțin antibiotic. Uite, Elena Gligor te întreabă dacă uleiul de eucalipt este util la extragerea căpușei. Exact ce spuneai, s-ar putea să nu-i convină să regurgiteze și fix atunci să faci. E de preferat extracția, bun, să spunem, mecanică, manuală. Da. Ne întreabă Maria Mirabela, există la LifeCare un spray împotriva insectelor, credeți că este potrivit pentru copiii de 2 ani? Adică și cremele, spray-urile acestea au pe ele, indică vârsta pentru copii, pentru adulți? Da, sunt unele speciale pentru copii și în orice caz, insist, copilul nu este lăsat singur și se ferește, se evită fața. Și părintele este cel care îi administrează, îi dă cu spray-ul pe... Deci poate să-i dea cu spray la 2 ani? Da, sunt unele speciale pentru copii. Maria Mirabela, ai auzit, să fie un produs destinat copiilor, dar să îl aplici tu cu grijă, astfel încât nasul, gurița, în ochi să nu-i ajungă produsul. Bun. Ana Ciucanu ne salută, te salutăm și noi, Ana, și îți mulțumim că ne urmărești. Ne scrie Ana, băiatul meu face alergie la înțepăturile de purice, țânțar, urmează să discutăm și de pureci, purice, țânțar, iar semnele le are câte 2 săptămâni, alteori chiar mai mult, ce aș putea folosi? Vă mulțumesc. Numai în afară de repelentele locale și, evitarea contactului cu insectele pe cât se poate, numai sunt produsele antialergice, antihistaminicele. Da. Pentru ca să nu mai fie așa intensă reacția locală și să aibă o durată mai scurtă. Să și se sunt retragă... și local niște unguente, cum e fenistilul, de exemplu, care calmează. Să masezi acolo pe locul înțepăturii disconfortul iritat pe care l-au copiii. Bine, o salutăm și pe Cătălina, mulțumim că te uiți, Cătălina, și ne scrii. Cătălina te întreabă, Carmen, iată, se poate din cauza unei înțepături de țânțar sau păianjen să fie transmis stafilococul sau streptococul? Nu. Nu. Deci n-au treabă. Asta este de obicei la suprafața pielii. Bun, hai să vedem, am vorbit despre țânțar, despre căpușe, albine, vies,
Albinele și viespile sunt o altă categorie de insecte periculoase, da. La fel în special la cei care sunt alergici. Uneori o albină te poate, o înțepătura venind unei albine te poate băga în șoc anafilactic. De aceea, și să ne explici ce înseamnă șoc anafilactic, că tot auzim, dar de ce șocul acesta anafilactic îți poate pune viața în pericol? Ce se întâmplă? Pentru că este o reacție atât de brutală la proteinele astea, da. Încât pacientul într-un interval de timp foarte scurt, de ordinul minutelor, jumătate de oră, își prezintă o scădere a tensiunii, o accelerare a pulsului, uneori își pierde starea de cunoștință, deci e... Limba se poate umfla sau cumva... Fața are senzația că nu mai poate înghiți, că nu mai poate respira, de aceea la această categorie de pacienți trebuie, cei care se știu că sunt alergici, trebuie pe de o parte să aibă la ei în permanență un kit și medicii, alergologii știu să le spună mult mai bine decât mine, cu ceva antialergice, adică și ceva cortizon, dexametazonă, ceva, dacă te știi alergic, dacă nu te știi și ai aceste simptome imediat după înțepătură, trebuie să te duci la cel mai apropiat serviciu medical, pentru că se face o injecție cu puțin cortizon, un hemisurcinat, o dexametazonă și lucrurile se rezolvă. Da, pentru că altfel poți scăpa de sub control și poți muri, nu? În urma unui șoc anafilactic. Au fost descrise situații, nu? S-a mâncat un strugure de la piață și între bobițele de strugure era albina sau viespia și n-a fost bine. Deci sunt foarte periculoase. Deci cei care sunt alergici chiar pot să le pună viața în pericol. Bun, deci iată, mare grijă, dacă vă știți alergici în permanență, trebuie să aveți la voi o trusă de prim ajutor recomandată de către medicul alergolog. Dacă, Doamne ferește, n-ați știut, ați descoperit în urma înțepăturii, mers de urgență la spital, adică în câteva minute trebuie ajuns la spital, unde imediat se administrează tratamentul corespunzător și lucrurile se liniștesc. Își reiau cursul lor normal. Hai să vedem, împotriva înțepăturilor de albine, de viesp, nu știu, există tot așa spray-uri, creme, substanțe sau dacă îți dai din astea contra țânțarilor, te protejează și... Nu, mai puțin. Deci ele vin și înțeapă pur și simplu. Înțeapă și pleacă. Da, bun ar fi să, da, nu știu, să existe poate și... Bine, acum nici nu știi cu câte să-ți dai și împotriva țânțarilor și a căpușelor. De aceea am spus că sunt unele combinații care acoperă mai multe dintre aceste insecte. Bun. Trecem la păianjen. În locurile umbroase, umede, în casele de vară care au fost închise peste iarnă, sigur că păianjenii sunt la ordinea zilei și ei produc niște înțepături urâte și la fel la cei cu anumită sensibilitate, chiar produc niște leziuni cutanate, niște inflamații ale membrelor, mă rog, sau... locului unde înțeapă. Și uneori chiar în afară de tratamentul antialergic este necesar și administrarea unui antibiotic. Deci în astfel de situații trebuie ajuns imediat la un serviciu de specialitate. Țepătura de păianjen se recunoaște asta ușor, întreb, pentru că atunci când înțeapă sunt două, deci orice insecte vezi când înțeapă vezi o singură urmă de la înțepătură. La păianjen sunt două. Da. Și iată ce bine că te-am întrebat. Este foarte brutală și imediat se umflă și... Se umflă mai mult decât la țânțar, de exemplu. Categoric. Da, și senzația de mâncărime e mult mai mare? Da, și evoluția este progresivă, rapid progresivă. Da. Dar este și dureroasă zona, da, locul? Da, și o senzație de disconfort, de mâncărime la nivel respectiv și o vezi... Așa, cum crește. Se ce mă bucur că te-am întrebat de păianjen, pentru că în momentul în care eu îți adresam întrebarea, iată, ne-a scris Casiana, se semnează Casiana și Vasile Hotca și vă salutăm. Felicitări pentru emisiune, sunt din Spania cei care ne urmăresc, o salutăm pe Casiana și pe Vasile și spune și avem mulți păianjeni ce am putea folosi împotriva lor. Deci, iată, a fost cumva telepatic. Cred că voi m-ați transmis, Casiana, gândul acesta să te întreb de păianjen. Sunt unele repelente, n-aș putea să spun sub ce denumire comercială se găsesc acolo, dar care sunt speciale pentru locuințe.
care conțin permetrină în concentrație de 5 sau 10% și atunci se dă... Deci dai prin casă. Da, sau DDT-ul pur și simplu. Și atunci... Pe bază de, că nu mai e DDT-ul care era odată, da, pentru pureci pe care îl foloseau bunicile. Deci ar fi această variantă. Da, da, există, ca să-ți există, da. O ingenie departe, da, Castiana. Mulțumim că ne urmăriți și că ne scrieți, iată, și din Spania. E o mare bucurie pentru noi. Mulțumim și zile frumoase de vară să aveți. Hai să vedem, ne scrie și Emilia Nocasian. Bună ziua, vă ascult cu plăcere. Mulțumim, Emilia, și îți mulțumim că ne ești alături. Am fost mușcată de o insectă, nu-i știu denumirea, nu am mai văzut așa ceva, am luat un claritin, sunt ok acum, dar cu membrul inferior tot umflat. Ce ar putea să facă? Da, poate că dacă este și roșu și este indurat și face puțină celulită acolo în jur, poate e bine să meargă la un medic și poate trebuie să primească și puțin antibiotic. Mi-este greu să spun, dar... Da, nevăzând cum arată mușcătura. Dacă nu se rezoarbe de la o zi la alta să se vadă o ameliorare, ci din contră, atunci trebuie să apeleze la un medic. Bun, și dacă ești, Emilia, din București și vrei să te vadă chiar doamna conferențiar Carmen Crețu, oricând, cu mare cu drag, plăcere, exact, sigur, la cabinet, la Eco Para Diagnostic în București, în zona Foișorului de foc. Bine, hai să vedem, am vorbit și de păianjen, de pureci, că ne scrisese cineva de purici. Iar și apropo de casele de vacanță și de animăluțele de companie. Auzi, tot vorbim și m-au luat toate, mă scarpin peste tot, în cap, pe mâini, nu știu. Dar nu m-a înțepat nimic. Este foarte simplu să sară de pe un animăluț de companie pe noi și să rămână în păturile care, mă rog, acoperă mobilierul prin diverse locuințe. Apare în general o reacție locală de tip alergic. Tratamentul local cu calmante, fie cu mixtură, fie cu fenistil plus un antialergic, de obicei este suficient. Însă, la fel, dacă sunt persoane mai sensibile, un teren special, atunci asigur că depinde și grupa de sânge, ca și la țânțari. A, deci există persoane în funcție de grupa de sânge pe care o ai, ești mai dulce pentru insecte. Da, și la te... fel e și la, da, țânțari. Și care ar fi grupa de sânge, nu știu, care are această predispoziție în a fi persoana respectivă mușcată de înțepată? A2, 0, 1 sunt A2? Mai, da, sunt mai predispuse. Mm-hmm. Deci persoane cu sânge mai dulce. Glumim, firește, că nu ne dorim să fim înțepați de insecte, dar se mai întâmplă. Hai să vedem, mulțumim că ne urmăriți. Sunt foarte, foarte multe mesaje și văd că prinde subiectul și este subiect de sezon, de asta ne-am și gândit să-l alegem. Aș vrea să mai punctez, mai sunt niște musculițe, așa numită muscă de nisip, pentru cei care se plimbă, că tot suntem în perioada vacanțelor, în zonele aride. Așa. Și aceste musculițe, sandfly sau musca de nisip, transmit o boală care se numește leishmanioza. La noi, ca și cazuri autohtone, nu prea sunt. Însă avem din ce în ce mai multe cazuri de import. Apar, adică persoane care se duc, călătoresc și se întorc. Problema e că în această situație, perioada de incubație, până apar primele semne de boală, este foarte lungă, uneori de luni de zile, și apare fie un ulcer cutanat, care crește progresiv, care nu este dureros, care are niște margini... Adică un ulcer cutanat? Adică o leziune cutanată. Și da? Vezi acolo cum se strânge lichid? Care inițial e ca o veziculă, după aceea conținutul de la din veziculă devine tulbure și tegumentul de deasupra se formează ca o crustă cenușie și asta la un moment dat se îndepărtează. A nu se confunda cu traumatismele pe care le fac copiii când cad cu bicicleta, pentru că alea sunt cruste hematice și sunt maronii, roșu, închis. Și sub această crustă cenușie rămâne un ulcer, o leziune cutanată, care este superficială și nedureroasă, cu marginile bine definite, parcă este desenată, și din periferia leziunii se poate preleva pentru diagnostic. Tratamentul pentru leishmanioză este un tratament mai îndelungat.
Și de foarte multe ori lumea uită, deci apare această leziune cutanată și uită că în urmă cu 6, 7, 8 luni de zile a fost o deplasare poate chiar scurtă într-o zonă cu risc. Deci în cadrul astfel, în cazul unor astfel de episoade sau de situații, este bine să ne adresăm unui medic care să identifice leziunea respectivă și să recomande un tratament. Iar tu ești specialist în așa ceva, pentru că ești medic primar, boli da. Parazitare și tropicale. Și acum sunt tot felul de zone din astea exotice, frumoase, în care și lumea este atrasă, vrea să vadă tot timpul altceva și sigur că te încarci cu fiecare loc nou pe care îl vizitezi și alte obiceiuri da, și alți oameni, dar trebuie să ții cont iată de ce găsești atenți. Acolo. Și știu că sunt anumite zone în care atunci când pleci, din discuțiile, din emisiunile pe care noi le-am realizat de atâția ani împreună, de aceea știu că mi-au rămas în memorie discuțiile noastre, chiar ar trebui să faci o anumită funcție de destinație, zona. Este bine de știut cam ce ai de făcut. Acum, în zonele cu climă caldă, repelentele sunt absolut obligatorii la bagajel. Eu obișnuiesc să fac o listă funcție de destinație, cam cu ce trebuie să-și ia fiecare la el. Profilaxia pentru malarie, repelente, pentru a se proteja de razele soarelui, în caz de arsuri, un colir pentru că aerul condiționat, soarele, vântul poate să genereze o conjunctivită, un antibiotic care să fie cu spectru larg, adică funcție de destinație și de natura sejurului, pentru că este una să umbli cu rucsac în spate și să urci munții când ai și risc de contact cu animale sălbatice, atunci trebuie să adaugi și vaccinarea antirabică, dacă nu este la zi și sigur că la majoritatea dintre noi nu este la zi. Deci, iată, creme, tot felul de coliruri și vaccinarea atunci când funcție este necesară, funcție de destinație, da? Bun, deci rețineți, dacă vă gândiți să plecați într-o zonă exotică, bine ar fi să vă consultați înainte un pic cu un specialist. Și măcar cu o lună, 3 săptămâni, o lună, pentru că după ce faci vaccinul trebuie o perioadă de necesar. Timp în care să și produce anticorpi. La fel, în zonele astea exotice mai este denga transmisă de țânțari, care apare ca o boală febrilă, care persistă câteva zile. Sunt mai multe tipuri de virus care este responsabil pentru denga, dar problema e dacă o faci a doua oară sau a treia oară, când poate să devină mult mai severă decât primul episod, care poate să treacă cu un pic de aspirină, cu un nurofen și nici să nu știi că l-ai avut. De aceea, dacă este un astfel de episod în cursul călătoriei, e bine ca la întoarcere să faci analiza pentru denga, să știi dacă a fost sau nu, că atunci e foarte important să știi cum te păzești la următoarele excursii, pentru că cine are acest microb nu se oprește, se duce în continuare. Bun, iată, e bine să te duci pregătit. Absolut. Emilia revine și spune nu este roșu, se reabsorbe, mulțumesc frumos, o zi cât mai frumoasă. Înseamnă și că fără avem nevoie de doctor și de antibiotic. Exact, da. Sub S-a control. Speriat un pic Emilia, dar se pare că e pe drumul cel bun. O salutăm și pe Elena Gligor, care ne felicită pentru emisiune. Îți mulțumim, Elena. Uite-te, mai întreabă Alina Moga, ce părere ai despre permetrin aflat în majoritatea repelentelor? Da, este o substanță controversată? Da. Nu e ok. Deci nu e, adică nu se întâmplă nimic dacă nu. Aplicăm este astfel doar de creme evitat contactul cu ochii și în fine, inhalarea căile respiratorii. De-aia e foarte important și insist din nou să fim atenți și când o folosim la copii să folosim numai produsele pediatrice și în orice caz să evităm fața. Bun. Eu te-aș mai întreba și de furnici, pentru că și ele sunt și câteodată sunt unele specii de furnici din astea mai mari, unele roșii, care și ele în urma înțepăturii lasă o reacție locală destul de intensă, dar de obicei adică doar înțepătura și atât nu poți ajunge la și complicații, nu transmit nimic, da, nu? Și doar un antialergic și un ceva local, un topic aplicat local,
să spunem că face sub control, lasă sub control situația respectivă. Și mă gândeam, Carmen, seara în parc, mai sunt niște, nu știu, de dimensiunile puricilor, dar nu sunt pentru că zboară, sunt micuțe și albe și pișcă îngrozitor. Sunt tot felul de specii din astea, așa, cât vârful dac. Unele dintre ele cad chiar de pe plante, că noi stăm în parc pe sub plante și unele din ele pot să fie pureși de plante care să cadă și să dea o iritație locală. Mie mi s-au părut că zboară așa prin atmosferă, mă rog. Bun. Și să nu uităm cea mai periculoasă boală transmisă de insecte, tot de țânțari, apropo de vacanțele exotice, febra galbenă. Deci sunt anumite zone în Africa Centrală, în America de Sud, unde fără vaccinarea pentru febra galbenă, care este pentru care este responsabil un virus transmis de țânțari, este important. Asta este chiar foarte severă. Este un singur vaccin care se administrează o dată la 10 ani, care nu este, mă rog, sunt costisitoare vaccinurile acestea, Carmen? Nu sunt foarte costisitoare, dar dacă te gândești că dai niște mii de euro pentru asta, o vacanță exotică, o vacanță nu mai exotică, contează, e clar că îți permiți și să sigur, faci vaccinul. Vaccin. Da, și pe urmă, dacă vorbim, de exemplu, de vaccinul pentru hepatită, călătorești sau nu călătorești, este bine să fii protejat împotriva hepatitei și acelei digestive și acelei de tip B. Corect. Să o salutăm și pe Dănuța, care se uită în acest moment la noi, și vă salut pe toți cei care ne priviți și ne adresați mesaje. Iată, Gio Băncilă, înțepătura de țânțar se înroșește și se umflă, ce de făcut? Ei, nu ne-ai urmărit de la început? Cu țânțarii am început și terminăm primii, exact? Tot cu țânțarii, da. Pentru că de păi, fapt sunt cei sunt, mai cred că cei mai frecvenți. Exact, deci local, fenistil sau mixtură și un antialergic și situația ar fi sub control. Bine, eu am văzut că dacă reziști tentației să te scarpini, pe urma lucrurile se liniștesc. Dacă ai început odată, dacă te-ai scărpinat, este jale, apoi ție și pielea se, și poate supra-infecta, adică nu e bine. Bun, ca sfat, eu știu dacă ar fi să avem, uite, plecăm în vacanță cu copii, că plecăm în țară, că plecăm într-o altă țară exotică, aici am înțeles că faci băgăjelul și lista cu necesarul pe care ar trebui să-l avem, strictul necesar. Dacă ar fi să te întreb o trusă medicală, nu știu, de vacanță, de vară, ce ai recomanda? Dintr-o astfel de trusă medicală nu trebuie să lipsească repelentele, medicamentele antialergice, da. Un colir pentru ochi, pur și simplu să curățim ochiul, un antibiotic cu spectru larg în caz de diaree. Mie îmi place să dau, să recomand ciprofloxacina, pentru că asta merge și pe respirator și pe digestiv și pe infecții urinare. Știi că de obicei, mai ales femeile, când schimbă mediu, se constipă și pasul următor e infecția urinară, deci ar putea să acopere, să spunem, mai multe suferințe. Să nu uităm de pălărie, să nu uităm de produsele de soare și pentru protecție și pentru calmarea arsurilor solare. Și pe urmă mai sunt chestii mai, în fine, dedicate pentru diverse zone, dar astea sunt de luat. Un antiinflamator steroidian oricând ne poate prindă un curent sau avem nevoie de un urofen. Deci, e bine să avem acolo o mini trusă din aceasta medicală de prim ajutor. Nu este ceva foarte costisitor, dar este bine să le avem și să pui mâna. Și bineînțeles, cremele spray-urile despre care tot am vorbit, care ne protejează împotriva înțepăturilor de țânțari, căpușe și cam astea trebuie să le avem acasă. Da. O salutăm și pe Paula. Și ea se uite, sunt foarte mulți care ne urmăresc în acest moment. Eu îți mulțumesc, Carmen, pentru sfaturi. Am venit. Da, am avut o idee foarte bună să abordăm acest subiect de sezon, astfel încât să ne bucurăm. Da, dar mi-a venit pentru că știam că noi am mai discutat. Realizăm împreună de atâția ani emisiuni medicale și atunci
știam că povestești și că ai multe sfaturi utile de dat și de aceea te-am provocat cu acest subiect și îți mulțumesc că ai venit la Ziarul de Sănătate. Chiar mă bucur că a fost bine primită. Și promitem că revii. Absolut. Bine, mai găsim noi subiecte frumoase. Așteptăm și poate și sugestii, exact, sugestii de la voi că ne priviți și poate aveți idei mai bune, de ce nu? Noi suntem aici ca să obținem informații utile de la invitații minunați pe care îi avem ajutăm și să ajutăm, exact, da, să aflăm lucruri utile. Îți mulțumesc, Carmen, pentru sfaturi. Drag. Să ai zile frumoase, să te bucuri de vară frumoasă, de vacanță, să aibă vacanță frumoasă. Te așteptăm să revii. Așteptată și meritată. Corect, de toți. După un an de muncă, da. Absolut. Îți mulțumesc pentru sfaturi. Te aștept să revii. Mai repetăm încă o dată adresa cabinetului Ecoparadiagnostic, strada Dimitrie Onciul numărul 14, sector 2, lângă Foișorul de Foc. Bun, dacă sunt probleme, doamna conferențiar vă poate ajuta. O salutăm și pe Ionela, care spune un subiect foarte util. Mulțumim! Mă opresc aici. Dacă mai erau lucruri de povestit, o să mai reluăm cumva subiectul. Altfel, așteptăm idei de la voi. Pentru că mi-e drag să facem aceste emisiuni live, să putem interacționa și să profităm de sfaturile minunate ale invitaților. Îți mulțumesc din suflet, Carmen, te aștept să revii. Cu drag. Până data viitoare, rămâneți sănătoși, voioși, profitați de vremea frumoasă, de vacanțe, cei care sunteți în vacanțe și să ne revedem cu drag și data viitoare. Pe curând!